fost un accident cumplit pe drumul județean din Brăila. Trei oameni au murit, printre care și o fetiță de doar 6 ani, după ce două mașini s-au lovit. Din primele informații, un șofer de 21 de ani ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei. Apoi a intrat pe contrasens, unde a lovit un autoturism condus de o femeie. În urma impactului, ambii conducători auto, dar și fetița de 6 ani, care se afla în mașina femeii, au murit. Un alt pasager în vârstă de 15 ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis dosar penal în acest caz.